În ceea ce privește poezia, cred cu tărie că nu știu dacă există momente de inspirație sau dacă există lucruri din care putea să găsești inspirație. Cu siguranță, cred că trebuie să găsești poezia. În momentul în care ai găsit-o, starea asta, de fapt, în momentul în care scrii un text, e mai importantă decât aproape orice, chiar și decât în momentul în care vezi o carte publicată. Iar în ceea ce privește contextul în care ne aflăm, da? Faptul că poezia e cumva într-o zonă nu de nișe, și mai jos de o nișă care ar putea fi definită cumva, mi-a dat cumva o cheie a soluției de a putea ajunge la publicul cititor. Pentru că toată lumea se vaită în România și nu numai de faptul că nu există cititor. Eu nu cred că nu există cititor. Și cred că într-un fel sau altul noi trebuie să redefinim și modul în care prezentăm poezia și modul în care ne prezentăm pe noi. Și de aceea, într-adevăr, am avut, nu sunt noi în momentele astea, că la un dat am lucrat cu Mihai Gondoiu, acum 11 ani, și am scos o carte foarte frumoasă la Plumar, la care țin foarte mult, o carte care atunci avea un CD, textele erau recitate de o actriță de la Craiova. Acum e mult mai simplu, chiar și pentru cartea din Franța am lucrat mai multe texte, am un actor care e om din lumea jazzului și cu o actriță franceză și acum e mult mai simplu să pun un cod QR, lucrurile s-au simplificat foarte mult, dar cred că e nevoie de această colaborare între arte cumva. Poezia a rămas cumva singură într-o lume care nu e deloc prietenoasă, chiar și lumea asta București despre care vorbesc eu, e cumva în dificultate și cred că soluția nu poate să fie dată decât de adaptarea noastră la mediul care trăim și cumva la necesitățile pe care mediul cultural, social le are de la noi. Deci nu cred că s-a schimbat cumva ceva esențial și că generațiile actuale nu ar fi apropiate de literatură, de poezie, de artă și așa mai departe. Cred că ele pot veni aproape în măsura în care și noi putem să schimbăm cumva paradigma în care erau prezentate lucrurile, nu știu, acum 30 sau 40 de ani. Adică, cred că așteptările pe care le avem noi de la ceilalți trebuie să le reflectăm cumva și în așteptările pe care ar trebui să le aibă și ceilalți de la noi. Asta ar fi cumva, nu știu, o soluție prin care lucrurile s-ar putea schimba. Sigur că e greu, adică și în librării cărțile de poezie sunt undeva departe, undeva ascunse, se ajunge greu la ele și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că cumva trebuie cedat terenul sau trebuie mers doar pe soluția asta în care spunem nu există nicio șansă și așa mai departe. Eu, prin activitatea pe care am avut-o de manager cultural și pe care eu cred că am onorat-o așa cum trebuie, am înțeles că e foarte important modul în care îi prezinți pe ceilalți. Și mai mult decât atât, modul în care îi prezinți trebuie să fie cumva raportat foarte atent la așteptările care există în piață. De fapt, asta cred că este o problemă, atâta timp cât există, și aici s-ar putea da foarte multe exemple, inclusiv în ceea ce privește muzica. Muzica pe care noi o ascultam în adolescență, după aceea în facultate, nu mai este aceeași pe care, zic, generațiile de astăzi o văd ca fiind parte din viața lor și din atitudinea pe care ar trebui să o aibă în societatea contemporană. Dar cu siguranță că am văzut trupe mari care au putut să reinventeze pur și simplu, aproape incredibil, și care și-au schimbat cumva publicul și am întâlnit la concerte în străinătate public care era complet schimbat. Adică, practic, regenerarea asta a oamenilor care ar fi interesați de un mesaj care până la urmă era transmis la fel cum era transmis acum 30 sau acum 40 de ani, neexistând, să spunem, piese noi sau... Deci mă refer la trupa Queen, ca să nu... Da. Andrei, să nu le ținem un curs, să le auzim o poezie totuși. Da. Zic. O să mai citesc textul pe care l-am citit, după ce am citit trei texte, cel de la mine, citesc. Da, poți mai da. Da. Cum să spun, luptea mea a fost esențială să vorbesc mai încet. Toată lumea vrea să se vorbească încet și atunci. De asta am încercat să vorbesc și aici foarte încet. Și o să fiu și pe aia și la ultima întrebare și gata. Întoarcere. Mă întorc în mine de fiecare dată prin același loc. Șanțul prin care toate se răstoarnă în propria certitudine. Felul în care frumusețea ei tăia urțenia lumii o făcea mai albă în zilele calde ale unei toamne, prin care ne plimbam cu autobuzele și metrourile din București.
felul ciudat al seriilor când adormeam în paturi diferite, în camerele unor hoteluri, toate să strecoară prin luciditatea mea. Aș fi putut să te iubesc, aș fi putut să vin mai repede. Niciodată nu m-au durut atât de tare toate. Într-o dimineață, în care aerul era închis la culoare și toate hărțile universului erau desenate peste un cerceaf, cu care ne înveleam picioarele goale, am învățat să desenez toate băncile din parcul. Viața mea era un cumul de hărți interioare. Timpul nostru de o frumusețe răpitoare, trăit cu gura până la ureche. Mă întorc de fiecare dată în mine, peste liniile de tramvai, cimitirul Belu privit de sus, noi intuind zăpada înaintea altor forme de viață. Mulțumesc. Și acum aș vreau să mai repetați toată ultima ceva și să vă spun că vă vin așa. Întrebarea ar fi ce s-o ați oferit tinerilor care ți-au venit să scrie sau au idee de a scrie o poezie marista? Da, am să spun, nu știu dacă eu sunt în măsură să dau sfaturi cuiva despre lucrurile astea. Cred că în România se scrie o poezie de foarte bună calitate. Și cred că sfaturile, ceea ce privește literatura, nu sunt tot totul. Cred că literatura, fie că e proză, fie că e teatru, fie că e poezie, trebuie trăită pur și simplu. Și nu cred că ar exista această necesitate ca eu sau altcineva să vină să învețe pe cineva să scrie poezie. Eu cred că în România se scrie o poezie de foarte bună calitate. Cred că în fiecare an apar foarte multe cărți ale unor tineri foarte talentați. Problema este că mulți dintre ei nu continuă. Asta înseamnă, un fel sau altul, că nu doresc lucrurile. Asta este o chestiune, repet, care ține efectiv pe modul în care ne dorim și știm să trăim lucrurile pe care le facem. Și poezia este parte a unei trăiri, nu este parte a unei, cum să spun, al unui lucru pe care am putea să le educăm într-un fel sau altul. Și nici nu trebuie să fie așa. Cred că lucrurile pe care le facem și, în general, și nu mă refer aici doar la poezie, eu cred și simt lucrul ăsta în ceea ce fac eu, că lucrurile în care crezi și lucrurile, cum să spun, pe care le faci, trebuie să fie cumva raportate la felul tău de a fi. Adică nu cred că eu aș putea să dau o definiție cuiva despre ceea ce înseamnă poezia pentru el. Pot să spun ceea ce înseamnă poezia pentru mine. Pentru mine este un mod de a trăi. Asta fac de aproape 20 ceva, nu știu, 22-23. Și este foarte greu să renunț la lucrurile astea. Nu mă raportez ca și cum aș avea toate așteptările din lume vis-a-vis de un lucru. În schimb, am, cum să spun, capacitatea de a ține cont și de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și cred că în jurul meu, și în momentul ăsta, și acum 10 ani, și acum 20 de ani, și acum 40 de ani, nu mai vorbesc, s-a scris o poezie de foarte mare calitate în lume. Și cred că România, dacă, și am mai spus asta și de pe mă repet, țin foarte mult la lucrul ăsta, cred că literatura română are o poezie admirabilă, care poate rivaliza în anumite generații și în anumite cazuri cu marea literatură sau cu mari scriitori ale literaturii mari. În sală sunt câteva prietene de ale mele, dintre care una mi-a dăruit caietele în care să scriu, iar cealaltă mă bate mereu la cap întrebându-mă dacă am mai scris ceva. Deci e folositor să aveți prieteni buni. Dacă v-aș face o recomandare pentru scris, v-aș recomanda să vă căutați prieteni care să vă întrebe ce scrieți și cărora să le dați din când în când să citească ceea ce scrieți. Așadar, măsura tuturor lucrurilor. Unii își măsoară pământul din bătătură, mulți averile din hambare, uitând că vine o noapte și acum este, când se vor lua de la ei sufletele. Cuvintele își măsoară unii, alții tăcerile. Cei mai mulți măsoară gravitatea situației fără să o priceapă. Cam toți din priviri te măsoară de parcă ar avea orbul găinilor. Cu o trestie măsoară Ioan templul, încremenindu-și gestul pe ziduri creștine. În linguriță, penitentul îl măsoară pe Hristos cel din îmbucătură, atent să nu-i alunece prin gâtlej mai jos de inimă. Tații măsoară creștetele odraslelor pe tocăria ușilor, ca să le citească în linii înălțimea faptelor viitoare. Mamele sunt măsura tuturor lucrurilor, în ele pruncii stau la dospit până dincolo de zenit. Istoricii măsoară trecutul și îl povestesc la gura sobei, la gurile de vărsare ale apelor, ca niște homeri, ca niște homari, ca niște guvizi avizi de tăceri cu rost. Geografii măsoară pământul adnotându-l, hărțuindu-l pentru a-l aduna în pumni și a-l fereca între liniile unei hărți. Ceasornicul măsoară timpul, din plictiseală doar, căci orele sunt mereu egale între ele, deși Proust n-ar fi de acord cu asta.
Te întinzi pe pământ și măsori cu pletele umbra care ți s-a luat, când soarele a plecat în altă parte. Cu ce măsură măsori, cu aceea ți se va măsura. Roagă-te să nu te prinde la judecată cu ocaua mică. Un alt poem intitulat Amvon cu iz de Saschiz. Dacă n-ați fost să vedeți Biserica Evanghelică din Saschiz, vă recomand să o faceți. A fost restaurată recent, are un turn absolut spectaculos și în turn e un personaj care îmi poartă numele, se numește Bogdan. Așa că când vă duceți acolo să vă amintiți. Este monument UNESCO. De pile. M-am urcat tiptil în amvonul de sculți, călcând cu tălpi de femeie toate treptele și toate regulile. M-am făcut una cu el, ca o piatră prăvălită peste gura mormântului. Nu mă mai poți da la o parte. Vei citi epistola, mă vei simți printre dinți, literă nemestecată, iotă ce nu se mai lasă preschimbată, până la înviere, până la judecată. Acum, dacă tot sunt anatolog, permiteți-mi să vă citesc un poem despre moarte. Moartea nu e niciodată ceea ce pare a fi. Moartea nu e niciodată ceea ce pare. Moartea nu e niciodată. Moartea nu e. Suntem ai vieții, orice v-ar spune unii și alții, chiar și tanatologii, morțologii, groparii, sociologii, antropologii, arheologii, istoricii, care îi dau târcoale și o măsoară în lung și în lat, ca pe o împărăție, ca pe o lume nouă, veche de la prima cădere. Suntem ai vieții și moartea nu există decât pentru a o dovedi. Și pentru că sunteți tineri și pentru că sunteți la vârsta potrivită îndrăgostirii, ceva care nu e de fapt un poem, e mai degrabă un poem în proză, Insula Friul. Insula Friul este o insulă pe care se ajunge cu vaporul din Marsilia. Dacă ați citit Contele de Monte Cristo, știți cu siguranță de Insula If, nu? Insula Friul e ceva mai departe de Insula If. Te-ai urcat în avion cu ochii închiși. Să nu vezi, să nu-l vezi, să nu vezi, să nu-l auzi, să nu auzi respirația din inima ta. Ai pășit pe vapor fără bilet, fără pașaport, fără carte de identitate, să nu te poată legitima cineva, să rămâi anonima venețiană, chiar și în porturile Franței. Ai străbătut Marea Or, ca pe o celulă de închisoare de pe insula If, valurile te strângeau într-un corset întunecat și abia mai puteai să respiri. Ai pășit pe insulă știind dureros de limpede că n-ai să-l găsești. Înșirate pe abacul țărmului, firele de nisip de pe plaja pustie te îndemnau să le numeri și să dori. Să uiți, să te dezbraci de tine însăți și să te lași acolo, pe plajă, ca pe o haină uzată și inutilă. Să te joci de-a v-ați ascunserea cu dragostea, cu moartea, cu el. Te-ai lungit pe o stâncă deasupra ochiului albastru, vălurit, un pescăruș a țopăit trist înspre tine ca un semn de întrebare. Te-ai ridicat și ai scris un mesaj, scurt, ți-a răspuns, scurt, ca o respirație grăbită înaintea sfârșitului. Ca un meci de ping-pong când mingea trece de la unul la altul și niciunul nu o poate păstra. Habar n-are că-l iubești, că ai fugit în lume să-l cauți sau să-l uiți, tot una ai. Că ai ales o insulă pentru că el e o insulă. Că ai fi vrut să-l îmbrățișezi și să plângi. Că ai fi vrut să te îmbrățișeze și să plângă. Atât. Ai scris pe nisip o poveste. Pescărușul a strigat-o scurt, ascuțit, iar marea a șters-o cu grijă maternă să nu rămână nimic din ea, să nu lași urme. Să nu te uiți cumva pe plaja aceea ascunsă după o deschizătură între stânci. Nu l-ai găsit. N-a răspuns strigătului mut. Nu ajunsese pe insula Friul. Nu era acolo, dar rămânea în inima ta. Cum poate să fie atât de prezent un absent, un necunoscut? Aproape că ți vine să-l întrebi. Eu aș cam trebuie să le mulțumesc tinerilor noștri invitați din seara asta, elevii, pe care avem în sală, pentru că am permis să-i consider pe ei invitații noștri în seara asta. Și chiar am venit aici cu gândul că le voi dedica lectura mea, că o voi face pentru ei. Sigur că aș fi putut să citesc, am stat destul de mult pe gândul ce anume ar trebui să vă citesc ca să ating cumva o coardă sensibilă la tinerii care sunteți. Sigur că aș fi putut să vă citesc din sindromul Stavrogin, pe care sigur că orice scriitor vanitos l-am adus și eu cu mine, sau tot ca un scriitor vanitos aș fi lasă putut să... Lasă că l-arăt eu ca să nu lasă, de la mine voie, da? Mulțumesc! Am intrat în post, deci vanitățile lăsăm separat. Aș fi putut să vă citesc din romanul istoric la care lucrez, dar cred că și asta ar fi fost o lectură foarte serioasă și cred că deja am avut o injecție de seriozitate un pic cam mare în seara asta.
Așa că în cele din urmă am trecut la a treia variantă. E vorba despre o povestioare ușoară și comică, după cum veți vedea. Am publicat-o acum un an, cred, sau mai puțin de un an, în revista Ficțiunea Motive, tot la invitația Doinei Ruști. Atunci era vorba de niște povestioare scrise de diversi scritori care trebuiau să-și imagineze, ăsta era jocul propus, ce mai face Dracula în zilele noastre. Așa că despre asta o să vă citesc personajul D, pe care o să-l urmăriți în aceste 2-3 pagini ale poveștii mele, este nimeni altul decât acel Dracula pe care îl știți toți. Povestea se numește Decizia. Muzica e prea tare, lumina e prea roșie, iar la masa de alături domnește o veselie tristă. Din câte își dă seama, oamenii sărbătoresc un divorț. Se așezase lângă ei atras de înfățișarea sărbătorită, o blondă rotofeie, genul care nu pare prea interesat de formele propriului corp. Crezuse că va avea în sfârșit o noapte ușoară, mai ales că în fața proaspetei divorțate, trona o halbă de berea burindă și un cotlet uriaș asorta cu dita mai porția de murături. Apoi apăruse ca din senin spilcuitul cu papion roșu. Îl văzuse plasându-i pe sumoasă praful alb, o văzuse apoi pe grăsună plecând la toaletă și întorcându-se de acolo cu ochii înroșiți. Și înțelesese că tocmai s-au spulberat speranțele. De ciudă, se gândise că o va înlocui chiar cu spilcuitul, părea pretabil la un angajament și și-ar fi meritat-o din plin. Dar spilcuitul se așezase lângă un dita mai malacul cu mușchi la ceafă, iar același trecuse drăgăstos brațul tatuat pentru pe mijlocul lui. Ar fi fost prea riscant. Iar are gust de plastic dețe, am zis numai de la oameni de plastic. Nu le pot da copiilor așa ceva. Glasul nervos al Emei și diminețile lor tot mai îmbufnate începeau să-l cam agaseze. Cândva fusese o soție dulce și supusă care îi făcea toate chefurile, acum acele vremuri se păreau al naibii de îndepărtate. Vreau să vă spun povești despre cum scriu eu, despre ce cred eu despre ceea ce scriu și despre ceea ce cred eu despre felul în care trebuie să scrie. Fiecare scrie cum îi trăznește prin cap și cu cât îi trăznește prin cap mai altfel decât celălalt și cu atât mai bine. Ce vă citesc acum e capitolul 157 din cartea asta. Are 160 de capitole, sunt capitole povestire, vă convinge chestia asta. Nu mai număra zilele, dar era sigur că undeva în capul lui numărătoarea mergea înainte. Gardienii îl bătuseră de 108 ori, de 2 ori pe săptămână și de încă 3 ori pe teren, de fiecare dată când se spusese să-l pregătească de plecare. Acceptase șefia celulei după ce părintele pusese trimis să taie stuf în Delta Dunării. Tăiase și curățase de crengi 600 de copaci, plantase 80 de stâlpi de telegraf la Cotlea, la Tohan și la Brașov și săpase la fundația unei fabrici care urma să fie construită la marginea Brașovului. I se dăduse voie să scrie o carte poștală acasă și primise un pachet de la tanții. Într-o noapte, unul dintre colegii de celulă, care se tot schimbau, domnul Ignătescu, geolog, 40 de ani, încerca să se sinucidă. Își tăiase venele cu un cioc. Dar cum lumina era aprinsă și la prânz îi se dăduse o ciorbă de murături sărată, domnul Costin Contabil nu se dusese să bea apă și văzuse că pătura domnului Ignătescu se umpluse de sânge. Dăduse alarmă. Până să vină gardienii de pe unde erau, ieșise la iveală o scoară cu care îi legaseră brațele geologului ca să nu mai sângereze. Gardienii l-au dus pe domnul Ignătescu la infirmerie, unde a stat o săptămână. Alte 2 săptămâni l-au ținut la carcer. Domnul Ignătescu nici măcar nu avea o condamnare lungă, ce erau 5 ani, mai nimic. Când a fost adus înapoi în celulă, bătut, geologul a spus tuturor că data viitoare o să aibă grijă să nu-i mai deranjeze. Cu acest prilej, comandantul Ghisorii a ținut tuturor un discurs în curte la ora de plimbare. Ploua mărunt încă de dimineață și bătea vânt. Comandantul, locotenent colonel înalt, negricios cu ochii colbați, îi puse mai întâi să se întindă la pământ cu fața în sus, apoi să se întoarcă cu fața în jos, cu mâinile pe lângă corp.
Gardienii se plimbau printre ei și loveau cu ciomegele pe cei care nu executau ordine. După ce se umplură de noroi pe zeci, cei mai slăbiți și pe față, comandantul le strigă drepți și bătut din picior. Partidul și natura hotărăște bandiților cine trăiește și cine moare, nu voi. Ați avut parte de milă și vă bateți joc, ai? Care mai încercă, îl împuși cu mâna mea. După aceea, gardienii intrau noaptea de mai multe ori în celulă. Când îi veni rândul la plecare, domnul Ignatescu îl bătura atât de rău încât geologul vomă sânge. Acum, Gigi de doală. Până să vină gardienii, domnul Ignatescu își pierdu cunoștința. Gardienii l-au scos tărâși din celulă. Nu s-a mai auzit nimic despre ei. Avea numărul 2832. În pachetul pe care îl trimisese tanții erau țigări, o pâine mare de casă, învelită în hârtie cerată, trei potcoare de iudem, cinci perechi de ciorap de lână, două rânduri de indispensabil și o pufoaică. În buzunar de la piept al pufoaicei, Gigi găsi un bilet scris de tanții, puțin mai mare decât un timbru poștal, pe care nu-l înțelesese. Pâinea și iudemul se terminară în aceeași seară după stingere. Gigi făcuse rost de câteva luni de un fierăstrău pentru fiole și tăie cu el iudemul în 26 de felii groase. Pâinea o lupse. După 5 zile se terminară și țigările. Gigi își trase pe el o pereche de indispensabil. Pe cealaltă o puse între salteaua subțire, umplută cu paie și stinghiile panului. Ciorapii vărâ în perna cu foi de porumb foșnitoare pe care o acoperi cu pufoaică. În seara următoare, deșiră un ciorap și răsuci firul într-o spoară cu care își încinse pantalonii zechi care cădeau de pe el. Câteva luni, strădanile lui de a face o cruciuliță de os se dovediră zadarnici. În schimb, îi izbutiră două zaruri pe care le dăruia amatorilor de table, care până atunci se mulțumiseră cu niște zaruri din miez de pâine. Tot din pâine își fabricaseră și pulurile. Stăteau turcește pe pardoseală și jucau câte o linie ca să nu stea prea mult degeaba cei ce așteptau rândul. Câte unul dintre cei slabi, de li se vedeau coastele, leșina când se ridica în picioare. Ceilalți îl pălbuiau ca să nu risipească apa din găleată. Insomniile nu-i trecură, doar că îl țineau treaz tot mai puțin. Asta poate și pentru că într-o zi, când tăia cu toporul un fac la pădure, un gardian îl strigă pe nume, nu pe număr, și după ce el îi răspunse prezent, în poziție de drepți, îi zise regin, bă, știi ce zice privighetoarea? Să ai răbdare, că tot n-ai ce face. În primul moment, Gigi crezu că era o glumă prostească. Dar ea când se întoarce la treabă, se gândi la Nachtigal și dădu de două ori cu toporul, cât putu de tare, în punctul farului. Apoi îi urmă sfatul avocatului și începu să lovească răbdător în lemnul tare al copacului. Așa trecu Revelionul, așa trecu și Paștele, trecu și ziua lui și veni luna august. Pe scurt, stăteam de mai mult de un an în pușcărie.